Iată, continuăm filmarea. Aici, în aceste două lăzi, dacă nu mă înșel, am supercolonii. De ce supercolonii? Am să vă arăt. Iată de ce sunt supercolonii. Fiindcă ele sunt, cred că aceasta este pe 8 rame. Deci, 8 rame. Mă uit un pic la albi. Să văd ce matcă are, că știam că au explodat, dar nu știam de ce. Ea este foarte, foarte extinsă, adică e mare, e o colonie foarte mare. Pentru mine aici, în centrul țării, care nici prin unificări nu reușeam de multe ori așa ceva, adică nu era posibil. Iată, acesta s-a dezvoltat așa, s-a făcut mare, mare, mare. Acum sunt curios, e posibil să aibă matca roșie, fiindcă numai ea este capabilă de nebunia asta de a umple 8 rame această dată. Deci îi mai pun în funcție de ce găsesc acum cu rame, o să-i mai pun o ramă sau două, nu știu ce o să fac, o să urmăresc. Mai mult ca sigur e o matcă roșie, fiindcă în această linie am adus măci roșii prin transfazare. Și măcile negre nu prea sunt capabile de așa ceva. Da, este matca roșie. O văd după albină. Este una dintre măcile roșii. Tinere, făcute anul trecut. Matcă de anul trecut. Blândețea cu depinde, că mai greșesc și eu, că am reacția asta când sare un pic la mine. Ne deschizând un stup de 6 luni, e un pic mai ciudat așa pentru mine. Și acum, să văd ce albină are pe a 8-a ramă. Indiferent de ce cantitate de albină are pe 8-a ramă, o să vin cu încă o ramă în extinderea lui. Acum ne-am dorit să avem toate aceste colonii, tot timpul așa, astfel de colonii, da? Dezavantajul este că trebuie să fiu foarte atent la colonia respectivă din cauza varoa. Ea s-a dezvoltat foarte frumos, da. Să știți că are și varoa. Odată cu cuietul cantitativ, are și varoa. Iată, așa stă albina pe ultima ramă, s-a ridicat sus acum, că am deranjat-o eu, da. E super colonie, ce să mai încoași încolo. Și acum, să spun și o altă treabă. De 2 ani de zile folosesc uleiurile esențiale și responsabil în acea perioadă vroiam să schimb ceva, să am și o albine puternice, da? Familii puternice și n-am găsit nicăieri rețeta uleiuri esențiale și atunci am început să caut pe net. Și din întâmplare am găsit un filmuleț de-a lui
Marian Ilie și el nici una, nici două, ia rețetele, pac, pac, mi le-a dat foarte simplu. Când mai era un apicultor, apisines sau ceva de gen Nistor sau nu știu cum îl cheamă, el orice rețetă îi cereai, cereau contracost, adică nimic nu era gratis. În schimb, Marian Ilie ia-le și încearcă și vezi cum e. Bun, eu de fel sunt mai încrezător în oameni și am zis, hai mă, uleiul esențial ce poate să-i facă rău, dar nu poate să-i facă nimic rău la albine. În schimb, eram un pic sceptic în privința varoa. Iar după anumite cercetări în Statele Unite, da, acolo se fac diferite cercetări, am realizat că într-o stupină, cât de mare să fie, indiferent de ce tratament faci, că este el chimic, că este el bio, 2-3 colonii vor fi copleșite de varoa. Ia să mai scoatem și a 7-a reamă cum ar veni. Și atunci am înțeles că unele colonii trebuie atent supravegheate. Exact cum este aceasta care vă arăt acum. E frumoasă, este mare aceasta, dar va fi nevoie de o supraveghere atentă și voi veni cu tratamente la ea. De pe 7-a ramă. Iată cum arată. Puie, zicea Costin 2003 că nu se poate puie. Ia vedeți aici, arăt și eu, îmi pare rău că trebuie. Aici decimetrică, chiar mă înfunda râsul că zice la decimetri, zice cotele apei Dunării. Avem și noi aici câțiva decimetri de puiet, uite cum stă albina frumos, puiet larval. Deci, ramă plină, deci dacă el zice decimetri, eu zic că pe astea sunt 4, da? Hai să zice 4 decimetri de puiet. Vă spun, cred că este unic, da? Nici el nu are chiar pe toți super plin, da? Cu puiet, mai are și din aia răgăli, chiar dacă folosește, să zicem, face reclamă la Podișor. Eu nu fac reclamă la Podișor, eu fac reclamă la uleiuri esențiale care le puteți găsi la mine și puteți să le folosiți cu încredere. Plus, bineînțeles, genetica reginei respective. Hai să mai ridic o ramă, da? Nu o să desfac tot cuibul, dar ce să mai, ăsta în 3 săptămâni e nebun, adică e nebunie, o să fie full de albina. Bun, hai să mai trecem mai. Deci nu este unificat, nu i-am făcut nimic deosebit. Iată. Ramă ca mijlocul verii cu puiet. Nu-i super? Super. Deci venim cu mâncare, este puiet larvar, ouă. Haideți că nu vreau să pierd matca, că vă aș aduce-o mai aproape. Deci eu am 7 ani de în această meserie și nu am văzut așa ceva. O astfel de colonie n-am văzut. Haideți să vad. Nu 3-4 albine acolo care stau pe rame. La Costin 3-4 albine care stau pe rame lângă puiet. Iată. Ce avem aici? Nebunie. Nebunie totală. Nebunie. Și deci ce avem? Matca roșie. Și bineînțeles uleiurile esențiale, că ar fi nedrept să zic că doar măcile, doar masca roșie a făcut această nebunie, da? Eu
mijlocul verii, în luna februarie. Așa mi-arăta, așa arată majoritatea coloniilor. Vara, nu acum. Asta e unică, e super colonie, da? Nebunie. Nu pot să-mi arăt entuziasmul ca să sări așa în sus, știți, de bucurie, aici am ce colonie am reușit eu aici în centrul țării, când unele colonii se chinuie de supraviețuire, asta este recordistă, super recordistă, ce mai încoaș în cot. Am ajuns în mijlocul cuibului, ia să vedeți. Aici e mătcuța roșie, a umplut toată rama cu ouă, cu puiet căpăcit. Avem matca roșie aici, am grijă de ea, vai cum să nu, cum să pierzi astfel de matcă. Doamne, 3 rame de puiet. Ăsta e în trecut, puietul lui Costin e în trecut. 4 decimetri, 12 decimetri, da? Fără super proteina podișor. Merge, să știți că nu-i chiar așa cum se preconizează. Adică nu numai turtele și stimularea, ci să fie o matcă naturală care se poate de la ea să facă o astfel de colonie și atunci da, putem face regine din aceasta și sperăm ca 50% din reginele respective să-și păstreze gena. Da, durează, ăsta este al treilea an în care urmăresc aceste regine. Puiet, larvar, ouă. Ce să mai cer? Și încă ceva important la această colonie, nu sunt roitoare aceste albine. Deci din ce am observat eu nu roiesc. Bun, am desfăcut, eu zic că are 4 rame pline cu puiet la ora asta, plus o cantitate mare de albină. Foarte mult. Deci e o super colonie. Așa. O desfacem și pe vecina sa. Aceea este mai agresivă, ăsta e mai liniștit. Ce vom face acum? Ăsta are un consum destul de mare de miere. Iată și pe diafragmă. Venim tot cu aceeași împachetare. O să direz un pic să tai folia. Tăiem folia și iată această nebună colonie cu... Deci avem august. Deci, cred că în august nu sunt așa colonii mari, dar... Acum, iată, avem. Deci punem așa folia, venim cu 2 rame de miere de la rezervă. Asta o să ne mănânce urechile. Venim cu 2 rame. Iată, avem o ramă cu miere aici, cam 1,5 kg. Punem aici și iată că îl facem pe 10 rame, da? Îl facem pe 10 rame la sfârșitul lui februarie, august era să zic eu. Iată o altă ramă, aici sunt câteva
celule de mucegai la păstură. Îndepărtăm un pic. Îndepărtăm acest mucegai și o să dăm cu 3-4 celule, nu e nicio problemă. Și punem și a doua ramă cu mâncare, deci 5 kg de miere. Plus vom pune 1 kg de turtă proteică. Iar asta peste o lună o să umple lada. Bun, venim. Venim cu turta proteică. Mai trebuie turta proteică, nu mai avem. Oricum mai aducem 1 kg de turtă proteică să aibă ce mănânca. Un kilogram jumate de turtă proteică. La 4 rame de puiet, cavara, o să dispară într-o săptămână. Bun. Deci cam aceasta este super colonia din stupină de lame. Și urmează și următoarea, chiar e curios următoarea ce dezvoltare are. Îl punem aici o turtă proteică, mai că ea își aduce și o energetică, dar i-am pus miere, 5 kg acolo după rame, o să fie nebunie. Mă rup să mai aduc niște turtă proteică. Punem pauză.